devastată, se rup scaunele și se aruncă în jandari. O pasă lungă acum în careul lui Cristi Munteanu. Este foarte bine portarul din Auvi și reține acest balon. A fost un contraatac rapid încercat de formația constanțeană. Guriță a încercat să ciupească acel balon. Munteanu a fost în fază. Mingea s-a mutat în careul advers. Iată-l pe Curcă, greșește. Ce moment delicat pentru poarta lui Curcă. Florin Bratu a fost la un pas să intercepteze acel balon. A fost o neînțelegere. Cred că i-a tremurat puțin sufletul lui George Curcă la această fază. Până la urmă a reușit să rețină mingea. Rămâne 0-0 la Constanța. Un meci tensionat. O pasă lungă. Cristi Munteanu iese. S-a lovit cu moții. Dar lovitură de la colțul terenului pentru formația constanțeană. Moții se resimte după duelul cu Cristi Munteanu. Portarul dinamonist a ieșit tare din trebuturi. Da, n-a ținut cont de cine se află acolo. Avem o nebunie de meci, parcă ar fi o finală această întâlnire dintre Farul Constanța și Dinamo. Constanțenii sunt la mijloc.